tort cu fructe și frișcă îmbrăcat în pișcoturi, potrivit pentru orice ocazie. Este un tort extrem de delicios, se prepară cel mai ușor și are un aspect unic și este pe gustul tuturor. Așa că vă invit să îl preparăm împreună. Inițial avem nevoie de circa 25 de pișcoturi, le-am tăiat un pic capetele, eu am folosit un inel metalic pătrat cu mărimea de 20 pe 20 cm, puteți folosi și unul rotund. Apoi am deschis o conservă de compot de piersici și am folosit sucul pentru a însiropa pișcoturile. Și l-am așezat în prejurul inelului. Vă invit și pe canalul meu de YouTube, Ionela Schicem. Vă mulțumesc! și am așezat toate pișcoturile până când am obținut un blat pătrat și însiropat. Pentru cremă eu am folosit mascarpone și frișcă naturală, nu am folosit ouă, puteți folosi și ouă dacă doriți. Inițial am mixat 250 de grame de mascarpone cu 150 de grame de zahăr pudră și am lăsat deoparte. Apoi am folosit 400 ml frișcă lichidă naturală cu o linguriță de pastă de vanilie. Am mixat-o 30 de secunde și am obținut această consistență, semibătută. Am lăsat frișca deoparte, apoi în 100 ml de apă rece am pus la hidratat 8 grame de gelatină. Foița de gelatină are 2 grame una. Am stors o bine de apă și am omogenizat-o cu 100 ml de lapte fierbinte, sau o puteți omogeniza în microunde, și am amestecat-o cu frișca. Iar în final am unit frișca cu mascarponele și am amestecat ușor obținând o cremă. În cremă am mai adăugat cubulețe de piersici din compot și le-am amestecat foarte bine și pe acestea. Crema obținută am așezat-o ușor pe blatul de pișcoturi. În cremă vă recomand să puneți fructe din compot și nu cele proaspete, pentru că vor oxida. Am așezat foarte bine crema, am nivelat-o ușor, după care am pus tortul la frigider timp de o noapte pentru a se întări. Și în final i-am îndepărtat inelul metalic și l-am ornat cu fructe, și frișcă bătută. Și a ieșit o bunătate de nedescris pe care vă recomand și vouă. Să vă fie de folos, să vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept și data viitoare la o nouă inspirație. O zi minunată și poftă bună!